Hello, bine v-am regăsit astăzi cu un nou clip. Astăzi vom vorbi despre faimosul Beauty Blender-ul original. Nu știu cine a inventat chestia asta, cine s-a gândit la, la o asemenea minune care ne ajută să ne aplicăm fondul de ten și să obținem un efect extraordinar. Cu siguranță m-ați văzut în clipuri că îl folosesc. V-am mai povestit și în alte clipuri despre el și am scris și două articole pe blog. O să încep prima dată cu prețul. Prețul unui Beauty Blender original este de 80 de lei. Acesta se găsește în Sephora, se găsește și în Douglas mai nou. Este roz, după cum se vede, este puțin mai intens atunci când este nou. Eu l-am deja de ceva timp și l-am tot folosit. L-am spălat și așa mai departe. Poate că vi se pare un preț exagerat pentru un burețel și la fel mi s-a părut și mie, adică nu mă gândeam că o să ajung să dau 80 de lei pe un burețel de machiaj și chiar am fost sceptică pentru că mai am și alți bureței pe care i-am cumpărat înainte să-l cumpăr pe acesta. Primul meu burețel cred că a fost cel de la Real Techniques, Miracle Complexion Sponge, și mi se pare că și la e undeva în jur de 40 de lei, mi-a plăcut. Nu pot să spun că este un burețel rău, însă ca Beauty Blender-ul original vă spun sigur că nu este absolut niciunul. Textura acestuia este diferită de oricare alt burețel de acest gen și... Da, dacă mă întrebați, vă spun că merită investiția, merită să dai 80 de lei pe un burețel pe The Real Deal decât să o cumperi bureței de 10-20 de lei care se rup după câteva utilizări. Am văzut că este o modă cu chestia asta și multe branduri au scos astfel de bureței care se aseamănă cu originalul. Din păcate există și foarte multe fake-uri, așa că aveți grijă de unde vi le cumpărați. O să vă spun acum și cum îl curăț, pentru că este destul de greu să cureți un burețel, este destul de greu să cureți Beauty Blender-ul. După ce am încercat să-l curăț cu săpun lichid, cu detergent de vase, cu săpun special pentru pensule, am găsit soluția și eu îl spăl cu săpun de casă, îndepărtează perfect orice urmă de fond de ten. Bineînțeles că burețelul nu o să arate niciodată cum a arătat la început, când era nou. Dar mi se pare că este destul de curat pentru un burețel care este folosit aproape zilnic și se strânge o grămadă de fond de ten în el. Săpunul de casă face minuni, atât în privința acestui burețel, cât și în privința pensulelor. Dacă ai o pensulă pătată de fond de ten, folosești săpunul de casă și pensula va arăta ca nouă. Săpunul de casă se găsește oriunde, în orice magazin, în orice supermarket, se găsește și în DM, este un săpun ieftin și îți ajunge mult și bine. Și o să vă spun acum cum îl folosesc. În primul rând, ca să folosești un burețel, fie că este un beauty blender sau un burețel din acela... în formă de triunghi, de unică folosință. Acești bureței trebuie umeziți înainte. Pur și simplu te duci și îl bagi sub robinet și îl storci până iese excesul de apă. Nu mi se pare că Beauty Blender-ul original se mărește foarte mult, nu-și dublează volumul și absorbe exact cât apă este nevoie pentru a putea să lucrăm cu el. Este bun la toate. I-am găsit niște întrebuințări și vreau să vi le spun și vouă în cazul în care nu v-ați gândit la asta până acum. Bineînțeles, să-mi aplic fondul de ten cu el și am două moduri de a aplica fondul de ten. Dacă vreau o acoperire medie, pun fondul de ten pe dosul palmei, după care iau burețelul umezit și îl aplic după aceea pe față. În acest fel obțin o acoperire medie. În cazul în care vreau o acoperire mai mare,
iau burețelul, pun fondul de ten direct pe el și îl aplic pe ten. În acest fel obțin o acoperire mai mare. Un lucru foarte important este că chiar dacă obțin acoperire mare, efectul este unul natural, tenul nu pare deloc încărcat și asta datorită burețelului și a texturii acestuia. În cazul în care vi se descoamează pielea în timp ce aplicați fondul de ten sau după ce ați aplicat fondul de ten, nu trebuie să intrați în panică, pentru că puteți foarte ușor să luați, să treceți cu burețelul peste zona în care se descoamează și nu se mai vede atât de inestetic. Fie că ne referim la sprâncene, ochi sau buze, Beauty Blenderul are rolul de a și corecta micile greșeli pe care le facem fără să vrem, bineînțeles. În cazul în care îmi conturez prea tare sprâncenele, dacă aplic prea mult produs, trec cu burețelul peste sprânceană și elimin excesul de produs. Sunt sigură că știți că rujurile lichide mate sunt destul de păcătoase, ca să le spun așa, pentru că în cazul în care te dai și nu ești atentă sau te dai pe lângă, foarte greu îl corectez fără să-ți strici tot machiajul și să o iei de la capăt. Eu am făcut chestia asta și ca și soluție am luat Beauty Blenderul, am tapotat zona unde am greșit și nu a fost nevoie să-mi șterg rujul de pe buze ca să o iau de la capăt. Mi s-a întâmplat de mai multe ori să îmi termin machiajul și să mă pătesc cu rimel și atunci m-am gândit să încerc să iau, să șterg pata de rimel sau de tuș cu Beauty Blenderul. Nici nu este nevoie să aștept să se usuce pata pe care am făcut-o ca să o șterg. Pur și simplu, cum mă murtăresc, iau burețelul umezit și șterg zona fără să stric machiajul, fără să întind tușul și așa mai departe. Tot cu burețelul ăsta îmi corectez și machiajul ochilor. Dacă mi se întâmplă să ies prea mult cu fardul de ochi în exterior, iau pur și simplu burețelul și șterg unde este prea mult fard, nu este nicio problemă, chiar finisez în acest fel machiajul ochilor. Tot cu burețelul acesta iau și surplusul de fard. În cazul în care îmi cade fard pe obraz atunci când mă machiez, de obicei se întâmplă cu fardurile care sunt mai prăfoase sau cu fardurile care conțin particule de sclipici. Iau pur și simplu vârful burețelului și elimin fardul căzut. În acest fel parcă se lipește fardul respectiv pe burețel, se ia de pe pielea mea și așa sunt scutită de procesul de a-mi demachia, de a-mi demachia zona ochilor și de a reveni din nou cu corector și fond de ten. Pentru aplicarea anticearcănului există și bureței Beauty Blender Micro. Sunt mult mai mici și sunt special pentru zona mică de sub ochi, însă foarte bine pot să-mi aplic anticearcănul și cu vârful burețelului și chiar fac chestia asta de fiecare dată când nu am o pensulă specială la îndemână. Mi se pare că burețelul ăsta este multifuncțional și chiar are o grămadă de funcții. Probabil că vă gândiți că dacă este umed, acest burețel nu poate fi folosit pentru aplicarea pudrei sau a blush-ului, însă vreau să vă contrazic, pentru că face și acest lucru. De obicei, cu fundul burețelului, cu partea aceasta mai mare, pun burețelul în blush și mi se pare ideal pentru că aplic exact în locurile în care vreau. Nu trec cu pensula și se împrăște tot blush-ul pe față. Cu burețelul ăsta obțin o aplicare mai precisă. La fel este și în cazul conturării feței, fie că folosesc o pudră de conturare sau un produs cremos de conturare, cu vârful burețelului pot să trasez exact linia pe care o vreau, oferă precizie și mi se pare foarte, foarte bun. Zilele trecute am mai găsit încă o întrebuințare acestui burețel
și anume ea absorbe excesul de sebum. Seara de obicei îmi alucește fruntea, am sebum și m-am gândit într-o seară să iau burețelul și să elimin excesul de sebum de pe frunte și chiar a făcut o treabă foarte bună, fără să mi se ia și fondul de ten și cred că este un burețel care merită banii, merită să investiți 80 de lei în acest burețel. O să vă las și linkurile către articole de pe blog. Dacă nu l-ați încercat până acum, uitați de tot de restul burețeilor care există și investiți în acest burețel, pentru că nu o să vă pare rău. Nici nu se compară cu restul burețeilor. V-am spus, mai am și alți bureței, însă de când îl am pe acesta, de-abia m-am mai atins de ceilalți. Este un produs incredibil de bun și chiar vi-l recomand dacă vreți să investiți într-un astfel de burețel.